Conducerea inspectoratului școlar al județului Neamț a realizat obișnuita monitorizarea prezenței la cursuri a elevilor din unitățile școlare nemțene. Centrul Județean de Resurse Educaționale a întocmit un studiu privind prezența la școală a elevilor nemțeni și cauzele acestui fenomen îngrijorător al absenteismului. Cu privire la problema absenteismului și abandonului școlar, pentru luna martie 2016 vă putem pune la dispoziție următoarele date. Au fost înregistrate în luna martie 2016 în sistemul de învățământ preuniversitar din județul Neamț un număr de 132.242 de absențe nemotivate, dintr-un total de 245.170 de absențe. Aceste date sunt centralizate de către Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Neamț. În această perioadă, un număr de 112.928 de absențe ale elevilor au fost motivate. Deși numărul elevilor exmatriculați pentru un număr mare de absențe a scăzut de la 67 în luna februarie 2016 la 52 în luna martie 2016, înregistrăm totuși un număr mare de elevi care nu s-au prezentat la școală, și anume 448 de elevi. Cauzele absenteismului școlar sunt multiple, dar țin în primul rând de starea socială a părinților și de lipsa de supraveghere a elevilor. Se continuă și în perioada următoare activitățile cuprinse în planul teritorial comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, vizându-se evident unitățile școlare cu risc mare de absenteism și abandon școlar. Care sunt principalele cauze? Principalele cauze fac referire la situația financiară a elevilor care nu pot să ajungă la unitățile de învățământ. Un procent mai mic se datorează sau sunt acest proces este cauzat și de insuficienta monitorizare de către părinți și celelalte motive țin de dorința elevilor de a ajunge sau nu la școală. Ședințele cu directorii. Există în fiecare școală o monitorizare zilnică a absențelor elevilor. În toate școlile există obligația de a se lua legătura cu părinții. Depinde foarte mult de cum răspund părinții acestor solicitări ale școlii de a supraveghea atent prezența elevilor, prezența copiilor la școală. Inspectoratul școlar a întocmit împreună cu managerii unităților școlare planuri concrete vizând reducerea substanțială a absenteismului școlar prin conștientizarea elevilor și a familiilor acestora privind riscurile majore ale fenomenului.